domnule om de serviciu. Domnilor! Am să vă fac o comunicare din partea lui El de Sus. O comunicare pentru care va trebui să fiți mândri. Aștept să fiți mândri. Să fiți mândri. Pentru ca domnul om de serviciu să poată să facă comunicarea. Domnilor, e o logică la mijloc. Trebuie să fiți logici. Domnii mei, e chiar atât de greu să fiți logici. Eu am venit aici ca să caut sensul. Nu mă pot întoarce în localitatea mea fără sens. Pentru concetățenii mei este o chestiune de viață și de moarte. Nici eu nu plec de aici fără sens. Plus că fac și un scandal monstru și dau buzna peste El de Sus cât e El de El de Sus. Ne vom lupta. Vom folosi ca armă cuvântul. Cuvântul? Ai mai auzit vreodată de o astfel de armă? Am auzit. Cine a descoperit-o? Probabil intelectuali. Nenorociții! Domnilor! Dată fiind condiția aia fizică excelentă, mă declar comandantul vostru. O arestați dumneavoastră, un fost boxer! Atât de bine cu dicția! Spuneți repede după mine! Târlă, bârlă, cârlă, gârlă, zi, lat, frușt! Târlă, bârlă, cârlă, gârlă, zi, lat, frușt! Bravo! Și acum, dați-mi voie să depun jurământul! Să mă ia mama dracului, dacă nu vă duc la victorie! Să vă duc la victorie, sau să mi sară ochii din cap! Tatăl meu avea o vorbă înainte de război, în loc de rugăciune. Unu! Dacă nu învingem noi, înving ei! Doi! Cât să plângă mamele noastre, mai bine să se dea cu capul de pereți mamele lor! Și trei! Decât să se culce ei cu nevestele noastre, mai bine să ne culcăm noi cu bărbații lor! Și în caz că nu ne alegem cu un sifilis de tip nou, ne fortificăm rasa! Să prezint pe Muriel Manea, nou regizor al teatrului din Turda, și un text nu ales întâmplător, în căutarea sensului pierdut, pentru că fiecare dintre noi căutăm, sau ne căutăm pe parcursul vieții, ne căutăm sensul. Mai mult o să descoperiți, ați văzut și în repetiții, vă așteptăm la teatru ca să vedeți, de fapt, traseul și drumul acestui spectacol. Am să o las pe Muriel și am trimis și actorii să răspundă întrebărilor dumneavoastră. Care vor pe numele pierdutului dumneavoastră, dacă? Mă simt foarte bine, mă simt ca acasă. Mi-a fost dor de această scenă. Deci am montat prin alte teatre din țară, dar aici, doar un spectacol de copii, am avut plăcerea de a monta în acest teatru. Foarte bine. Ce vreau să menționez, că se simte, cel puțin și eu am simțit, energia pe care o are Muriel. Am văzut-o și prin alte zone din țară unde am lucrat și de asta mă bucur enorm că a venit și s-a întors aici la ea acasă. Să pună spectacole pe scena acestui teatru și actorii au prins din energia ei și se va vedea. O să vedeți în timp și această tânără echipă că o să aibă amprenta la Dumnezeu. Da, ne căutăm sensul prin artă și teatru.
Apropo de sine, s-ar fi teatru, pentru cei care nu cunosc piesa pe care o veți prezenta în 8 aprilie, la ce să se așteptă la oglindă a sufletului și a conștiinței, o provocare, pentru că merge mult pe absurd, absurd care trezește comicul în poveste. Bănuiesc că nu e prima dată când jucați împreună, nu? Este chiar pentru prima dată când jucăm în acest format. Și cum vă simțiți? Nu s-a văzut? Foarte bine. Să înțelegem că este o echipă coezivă? Da, este o echipă care s-a format într-un timp foarte scurt. S-a format bine, s-a închegat. O echipă care comunică și când spun comunică, mă refer exact la acea comunicare în când cineva vorbește și celelalte ascultă, nu la vorbim cu toții și nimeni de fapt nu spune nimic și nu înțelegem absolut nimic. Alte întrebări? Altă întrebare? Altă întrebare. Domnule om de serviciu, vă rog, de ce nu ieșiți din personaj ca să vă vedem adevărata față din spatele imaginii? În spatele imaginii e o persoană fragilă. Așa. Mai mult ca sigur cum vom întâlni și în sală sâmbătă, când vă așteptăm la spectacol, și păstrându-mi această imagine și poziție, sper să trezesc ceva atât în dumneavoastră, cât și în cititorii dumneavoastră, spectatorii sau telespectatorii care vor veni la spectacol sau vor avea ocazia să-l vizioneze prin alte medii. Din perspectiva actorilor, cât de greu, sau mă rog, a personajelor mai degrabă, cât de greu e drumul până la cel de sus? Până la cel de sus? Nu cred că a făcut cineva drumul acesta și a reușit să se întoarcă și să zică că drumul a fost greu sau ușor. Eu cred că e un drum permanent, la el de sus, spre el, înspre căutarea sensului, înspre căutarea a ceva ce să ne întregească viața și destinul și sensul. Nicuțo, tu faci notă discordantă comparativ cu colegii tăi de scenă. Ce reprezintă personajul tău? Eu cred că personajul meu reprezintă bunătatea, puritatea copiilor. Eu nu mă cert, eu pot să iert. Și, în schimb, colegii tăi de scenă sunt mai certăreți? Da, se comportă... Mai certăreți sau mai răi? Răi. Diferența între ce ai jucat dincolo și ce ai aici? Da. Aici sunt între, ca acasă, între prieteni. Mie-mi place mult între actori. Bine, asta nu înseamnă că la tur de art, unde joacă și unde se mai țin spectacole, nu te simți ca acasă. Și cred că prieteni sunt și acolo, sunt și aici. Într-adevăr, contează dimensiunea în anumite momente, dar cred că energia unui spectacol de teatru poate fi bună indiferent de spațiul în care îl joci. Categoric aici avem la dispoziție tot ce, totul e făcut ca să fie la teatru. Pe zona independentă de unde provin și eu, de multe ori merge pe improvizație, dar să știți că și în improvizația respectivă, inima și sufletul celor care fac lucrul ăla compensează cu lipsurile materiale. Eu mă bucur foarte mult că Olga este a venit să alăturate echipei acestui teatru și sperăm să nu fie nici primul și nici ultimul spectacol aici pe scena asta. Da?
Și le mulțumesc tuturor colegilor mei și de fapt de asta am venit aici, să transmiteți mesajul nostru către publicul din Turda. Haideți la spectacol, să vedeți spectacolul, e un spectacol care merită văzut. E un spectacol cu care sperăm să ne plimbăm prin țară, prin multe locuri, să vadă și alții ce facem aici la Turda. Vă așteptăm cu dragă inimă la teatru. L-ați mai întrebat pe Ionuț, după ce am vrut prin mai multe teatre prin țară. Ionuț, ai ajuns să joci pe scena Teatrului din Turda. Cum găsești scena Teatrului Turdean și dacă ai de gând să rămâi mai mult timp aici? Sau scena de acasă, să zicem așa. Nu fac diferența, fac diferența numai între oameni. Și aici sunt niște oameni extraordinari, minunați, cu energie foarte bună. Cum am mai spus, am niște colegi extraordinar de talentați, inclusiv Mica Răcuță. Muriel e o regizoare și un om cu mult suflet și cu multă dedicație, Cătălin la fel. Toți oamenii care sunt implicați în acest teatru merită să fie văzuți și merită să fie în lumina cu adevărat a lui El de Sus. Nu pot să zic mai mult decât că așa simt eu.